coasă și se nină cu flori și rândunele și fiamă de zetir. Chiar fiarele în pădure se odihnesc în voie, dar omul nu obosește nici când să fie zbir. Sunt mii și mii de oameni, o ploată numeroasă, iar printre ei sunt preoți, bătrâni și farisei, dezlănțuiți ca tituri cu ochii plini de sânge. Sfidoși sunt și cu toți, se aseamănă între ei. În fața lor, acolo aproape lângă cruce, un om și lângă dânsul vreo două, trei femei privesc cu disperare, cu ochii plini de groază, la cel hulit de lume, dar fără de femei. Batjocurile toate, scuipat, în jurătură, sunt aruncate toate în fața lui Iisus. Tâlharilor nimica, de ei nimeni nu râde, niciun cuvânt de ocarelor nu le este spus. Frumoasa de altă dată, fecioara între fecioare, e azi o biată umbră cu trupul frânt slăbit, privirea ei rătăcită, iar fața ei crispată, iar părul ei de aur e azi de tot albit. Stă și-și privește fiul. Există vreo durere mai mare pentru o mamă decât durerea ei? Să-l bată încet în chinuri, bat jocurit cum moare, și nici o mângâiere să nu-i poată da. De-ar avea putere spre gloată s-ar întoarce și-ar lovi cu pumnii, cu sete necurmat și-ar striga într-una, o, oameni răi netrebnici, voi nu vedeți, ucideți un miel nevinovat. Suspină lung Maria de-o seară minunată, în urmă cu decenii acum și amintit. O talpă arătare a cobor din ceruri, ce lucruri minunate atunci a prevestit. Cum se poate, Doamne, mi-ai spus că fii la mare, că scaun de domnia lui David va sta, că peste Iacob domniva și al lui împărăție va stăpâni prin viață și nu va înceta. Acesta este tronul, aceasta e coroana, acesta e poporul pe care l-ai promis. Nu se poate, Doamne. Unde ți-e dreptatea și unde ți-e stelila? La toate acestea, Doamne, nimic nu ai de spus. Maria îngălbenește, durerea o convoaie, o mână tremurândă spre inimă își duce, spre inima bolnavă, și abia, abia mai bate, și o ultimă privire aruncă spre cruce. Doar Ioan o sprijinește cu brațul său cel tânăr, cu multă gingășie grumazul i-a cuprins. E fiul tău, femeie, atunci Iisus rostește, e mama ta, îi spuse lui Ioan cu glasul stins. Un semn îi face apoi să plece cu Maria, să nu-i mai facă fața acest buciumul cumplit. Și în timp ce Ioan o duce pe Golgota în vale, își dă în vine Duhul strigând, s-a isprăvit.